În loc de zăpadă și ger, în acest an îl vom întâmpina pe Moș Crăciun cu mult soare. Meteorologii anunță că va fi o vreme mai mult de primăvară decât de iarnă. Temperaturile înregistrate vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În Târgoviște, vremea se va menține mai mult caldă decât ar fi normal în ultima decadă a acestei luni, astfel că se vor înregistra în medie temperaturi maxime de 7-12 grade și minime de minus 1 grad până la 3 grade. Valori chiar mai ridicate urmând a fi în zilele de 23 și 24 decembrie. La munte, în perioada 21-24 decembrie, valorile de temperatură vor fi aproape la fel de ridicate, respectiv maxime de 3-8 grade și minime între minus 3 și 0 grade în medie. Orăcirea vremii se va produce între 25 și 28 ianuarie, regimul termic menținându-se totuși peste cel obișnuit. Orăcirea vremii se va produce între 25 și 28 decembrie, regimul termic menținându-se totuși peste cel obișnuit, urmând ca scăderea temperaturilor să continue atât la sfârșitul anului, cât și în primele zile din ianuarie, când valorile vor deveni apropiate de mediile climatologice specifice, cu minus 3 până la 0 grade ziua și între minus 9 și minus 3 grade noaptea în medie.